A murit cea mai bătrână femeie din lume. Joana Mazibuko, originară din Africa de Sud și mama a 7 copii, a decedat după 128 de ani de viață. Apropiații femeii au declarat că documentele de identificare atestă că aceasta s-a născut la 11 mai 1894. A crescut la o fermă unde se cultiva porumb. Nu a mers niciodată la școală și nu știa să scrie sau să citească. În timpul ultimelor interviuri acordate, femeia a mărturisit că nu-și amintește foarte multe lucruri din copilăria sa, dar știe că a dus o viață fără prea multe griji. Joana Mazibuko a avut în total 11 frați, dintre care 3 mai mici sunt încă în viață. Joana Mazibuko a supraviețuit ambelor războaie mondiale, precum și la două pandemii globale, COVID-19 și gripa spaniolă. Tot ea a fost în viață în timpul domniei reginei Victoria în Marea Britanie, a primului zbor al fratelui Wright și a primei revoluții rusești. Cauza morții Joanei Mazibuko a fost un atac cerebral-vascular, relatează observatornews.ro.